o știre pe care ar asculta-o și Nadia Comăneci. Notele de 10 sunt de domeniul trecutului, dragi copii. Este o idee care vine de la Ministrul Educației din Marea Britanie, o femeie care le-a transmis elevilor că peste 10 ani angajatorii nu se vor uita la notele lor maxime obținute în timpul școlii. Joburile part-time, sportul și antreprenoriatul sunt ceea ce caută angajatorii, mai spune ministrul din Marea Britanie, care susține că examenele sunt un lucru trecător care nu creează oameni de care societatea să aibă nevoie. Laburiștii contestă vorbele ministrului și spun că se înșeală și că ar trebui să-și ceară scuze față de părinți și copii, mai ales că în acest an numărul de note maxime la bacalaureat în Marea Britanie a scăzut cu 73.000 și a ajuns la cel mai mic nivel din 2019 încoace, din pandemie, practic. Suedezii au și ei propria criză în educație, deși sunt pe locul 3 în topul celor mai bune sisteme de învățământ din Uniunea Europeană. Unul din 8 copii de 10 ani are probleme cu cititul, iar peste 5 ani situația se va agrava. Unul din 5 copii de 10 ani nu o să mai poată citi cum trebuie. Sunt informații care vin din Suedia. Practic ne uitam de multe ori la modelul suedez, Nemo, cât de bine este cum se educă în țările nordice, cât de bine este mai ales în Finlanda, dar vedem că nu neapărat aici este soluția. Dar de ce nu e soluția, Hovi? Pentru că mi se pare că viitorul ne altă cu totul și cu totul altă lume. Da, mai vezi viitorul, oamenii citind print, ieșind la tablă. În viitor ajunge trecând peste prezent. Păi e adevărat, dar vezi că tableta, telefonul mobil, laptopul, calculatorul, până și ăsta cred că o să fie desuete la un punct și probabil nu foarte îndepărtat, știi? O să avem probabil proiecții din asta virtuale, niște ecrane din asta, așa ca în, știi, cum se numesc, holografice, așa, știi, pe care o să le folosim. Probabil că și asta o să fie. Dar oricum ăsta e viitorul. Viitorul e digital, e electronic. Nu mai e printul. N-are cum. Păi, eu așa știu că civilizația trebuie să urmărească un viitor care îi face bine. Deci tu, dacă copiii viitorului vor fi mai proști, n-am nevoie de acest viitor. Adică n-ar trebui să ținem cont de chestia asta. Adică noi să spunem că, bă, viitorul este digital, ok. Hai să ne prostim doar pentru că viitorul este digital. Nu contest apariția. Tu ai invocat un lucru interesant. Și noi suntem mai proști decât generațiile anterioare, chiar alea ancestrale. Mai proști vânători, de exemplu. Asta ne face mai puțin evoluați? Te întreb. Nu știu. Probabil copiii, dintr-un punct de vedere ai viitorului, vor fi mai proști decât noi din unele puncte de vedere, dar vor fi net superiori din multe altele. Noi nu mai suntem puși să vânăm în momentul de față. Evident că suntem mai proști vânători. Poate că vor deveni mai eficienți pentru o societate, dar nu neapărat mai buni pentru ei ca sine. Domnule profesor de filozofie, este important să tragem această concluzie. Unde ieșim mai câștigați? Dacă suntem mai buni pentru o societate comercială, da? O societate economică, sau mai buni pentru noi pentru o evoluție ulterioară? Știți că există și o spus așa, o dovadă de prostie este să tragi mereu concluzii. Noi totuși vă cerem să trageți măcar să încercați să trageți o concluzie. Și nu va fi sigur decât o dovadă de inteligență și de cunoștință. Da, referitor la evaluare, este importantă chiar pentru elevi, pentru studenți, indiferent de notă. Adică vă întreb retoric, dumneavoastră n-ați dori să știți ce notă reală ați luat sau luați în momentul în care dați un examen, sau doriți să fiți mințit, păcălit în loc de, nu știu, 5-6 cât meritați, dau un exemplu, luați 8 sau 9. Da? Bine, în secunda aia da, în ziua aia da, dar oare, cum spunea această doamnă ministru, peste 10 ani mai contează că ai luat 7, 80 sau 8, 40 la un exemplu. Contează pentru, eu vreau să spun, contează pentru persoană, pentru individul respectiv. În plan social-economic, da, mai târziu doar să ajungi pe o poziție similară și să trebuiască să întrunești anumite criterii care impun faptul ăsta. Hai să vedem ce note, da, sau medii ai avut la nu știu ce. Și atunci clar că, da, e nevoie, dar în general nu este nevoie, da. Există și o nevoie, încă o dată, personală, da? De care ființa umană, fără de care ființa umană nu poate trăi. Aceasta se referă la stima de sine și psihologii o știu foarte bine. Că uneori poate fi neplăcută. Păi, a spus-o Aristotel, nu? Rădăcinile educației sunt amare.
Dar fructele sunt dulci, deci trebuie să avem răbdare ca să ajungem la ele. Despre asta este vorba. A cultiva frustrarea, da? Nu a elimina prin fel de fel de, nu știu, legi sau reguli de genul acesta. Eu spun așa că, mulțumim pentru intervenție, eu spun așa că un elev care își, sau student care își dorește o notă mare, hai să zicem neapărat nota 10, are o exigență față de sine destul de mare, iar omul ăsta la fel se va comporta și în viitor, și în momentul în care își va dezvolta o carieră. Iacob, pe tine ce te-a interesat? Te-au interesat notele mari? La școală, în facultate? Aici la știu este important să ne dai note mari, 5, 3 sau 1 punct, da? Nu știu dacă să zic că din păcate sau din fericire nu m-au interesat așa de tare. În schimb, am învățat din ele că dacă urmezi un set de reguli, rata de succes este mai mare, și mai mult decât atât, de fapt, cred că am învățat că e important să fii perseverent. Adică, de fapt, lecția cea mai mare pe care am învățat-o din toată treaba asta este perseverența și faptul că disciplina te ajută foarte tare mai departe în viață. Pe de altă parte, sunt complet de acord cu ce se vorbește acum în Marea Britanie, în sensul în care lumea caută nuanțe, caută dinamică, caută conversații mai profunde, mai presus de niște note care s-au luat în școală, adică vor să vadă până la urmă omul cu care urmează să lucreze și nu neapărat setul de reguli pe care el l-a bifat în școală la un moment dat. Adică e foarte important să se vadă că omul respectiv a trecut prin X, Y, Z și are la bază diverse proiecte care probabil sunt mai importante din ce în ce mai mult acum decât niște note. Au și ele rolul lor, nu înseamnă că, nu, că trebuie să le excludem complet, dar mi se pare că cel puțin în felul în care este structurat acum sistemul de învățământ, urmezi totuși un set de reguli, mai puțin când ai de-a face cu științe exacte. Acolo sunt de acord, dar dacă ai de face cu ceva, nu știu, mai puțin exact cum e arta, Nu văd rostul acolo. M-aș duce din nou la domnul profesor, pentru că mai am o temă legată tot de sistemul de educație de la noi. Circulă în aceste, astăzi, de fapt, destul de mult pe internet, în social media, acea discuție cu o profesoară care urma să fie, a primit calificativ slab, pentru că nu considerau cei de la care au validat-o, de la inspectoratul școlar, Prahova, dacă nu greșesc. Da, e vorba de profesoara de engleză, pe care copiii, dacă pot să-mi permit așa să folosesc un limbaj mai puțin colocvial, o măscăreau pe la ore, dar îi făceau tot felul de măscări pe acolo, iar ea, săraca, stătea și accepta toate. Ideea este că în urma verdictului a primit calificativul slab și urma că nu mai trebuie să predea în școlile de la noi, însă astăzi a venit, cred că azi a venit verdictul, că poate să preda de noi, nu, din nou nu avem alți profesori. Putem da vina pe un sistem fără să neglijăm și o calitate îndoielnică atunci când este cazul la profesori? Păi, ce să vă zic, când există deficit de personal, știți cum e, există suplinitori care, sau profesori suplinitori care predau desenul, deși ei sunt matematicieni, profesori de matematică, mă rog. Și atunci apar situațiile acestea. Dar, într-adevăr, un profesor trebuie să, dincolo de cunoștințele din domeniu, trebuie să posede și o inteligență emoțională. Da? Deci, în momentul în care el nu știe cum să gestioneze situațiile acestea delicate de interacțiune cu elevii în care apar situațiile acestea de bullying, de ironie, de sarcasm, e clar că nu este asta. În primul rând, el trebuie să-și dea seama, profesorul respectiv, dacă este deja, că nu este pentru el, da? Nu este o profesie care să îi se potrivească. Altfel, va fi, cum să zic, va fi un chin inclusiv pentru clasele la care predă. Un chin, aș spune, în situații de-a dreptul incendiare, cel puțin cum au fost cu profesoara asta, despre situații cu adevărat incendiare vorbim imediat.